La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc constituirea Consiliului Local în Giroc. Primarul Ionel Toma, care nu se află la primul său mandat, susține că pentru funcția de viceprimar exista deja o înțelegere de dinainte. Domnul viceprimar este din Uniunea Social Liberală, se numește Gâlcă Ilie și așa a fost înțelegerea de la început privind viceprimarul de la această formațiune. Totuși, la Dumbrăvița situația nu a fost încă finalizată, întrucât nu a fost validat viceprimarul. Mai multe ne spune primarul comunei, Victor Malac. A urmat să convocăm o ședință extraordinară și va fi săptămâna asta și se va alege viceprimarul și comisie. Din ce motive nu s-a reușit vineri această treabă? Nu a fost un motiv bine întemeiat, așa s-a primit de la prefectură să se valideze primarul, s-a depus jurământ, s-a validat Consiliul Local și cam atât. După cum era de așteptat, atât la Giroc cât și în Dumbrăvița, majoritatea Consiliului Local este constituit din membrii formațiunii politice Uniunea Social-Liberală. Doi consilieri de la formațiunea PPDD, doi de la Partida Verzilor și unul de la PDL. Iar 10 de la Uniunea Social-Locală. Deci sunt 15 consilieri locali, 8 sunt de la USL, 4 de la UDMR, 2 de la PDL și 1 este de la Partidul Național Țărănesc. Dacă în Giroc administrația locală se poate apuca de treabă, în Dumbrăvița mai urmează să fie validat un viceprimar. Acest lucru va avea loc probabil joi, în data de 28 iunie anului curent, după spusele primarului din Dumbrăvița.